Noi probleme în sistemul de învățământ. Unii directori de grădiniță au anunțat părinții că cei mici nu pot fi duși în aceste instituții de educare de luni. Asta deși ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a spus că de fapt grădinițele vor putea activa în perioada vacanței de primăvară cu avizul Direcției de Sănătate Publică. Nu avizul ar fi o problemă, ci lipsa banilor necesari pentru plata cadrelor didactice. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat recent că în vacanța de primăvară grădinițele vor putea acoperi activitățile didactice pentru copii, dacă vor primi avizul specialiștilor în sănătate publică. Directorul DSP București, Oana Nicolescu, a precizat însă că atâta vreme cât grădinițele au primit deja acest aviz la începutul anului școlar, adică toamna trecută, nu ar mai fi nevoie acum de încă unul. Fapt confirmat și de vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Cornelia Popa. Ordinul ministrului precizează că este necesar avizul DSP-ului, iar DSP-ul ne-a comunicat că nu avem nevoie de acest aviz, întrucât s-a dat avizul de funcționare din partea DSP la începutul anului școlar. Nu avizul de la DSP ar fi așadar un impediment pentru funcționarea grădinițelor, ci finanțarea insuficientă. Nu ar exista banii necesari pentru plata cadrelor didactice. Inspectoratul însă nu aprobă această activitate și este un conflict la care nu găsim o soluție. În momentul în care ar veni și stau de dimineață și până seara, practic plătești și dimineață și după amiază turele respective și generează plată cu ora. Între timp, în județele Alba, Constanța sau Brașov, zeci de grădinițe au cerut DSP să poată funcționa și în vacanță, iar Direcția de Sănătate Publică a aprobat sau dezaprobat solicitările în funcție de incidența de infectare cu SARS-CoV-2.